deja m-ați binecuvântat. Deja sunt binecuvântat și ce să vă pot spune? Sunt așa de fericit, nespus de bucuros, să văd ce văd. Aici văd pe Domnul Hristos, un Dumnezeu care v-a binecuvântat, un Dumnezeu care lucrează și când vă ascult muzica aceasta pe care deseori vă urmăresc, numai dacă ești mort, nu poți să spui slavă lui Dumnezeu. Am un cuvânt scris în Scriptură, Matei 21:10, scrie acolo un cuvânt care a rămas peste veacuri și astăzi și mâine și până vine El. Când a intrat Iisus în cetate, toți întrebau cine este El. Cine este El? De ce? Pentru că toată cetatea s-a pus în mișcare. Când a intrat Domnul Hristos în lume, toată lumea este pusă în mișcare. Întreabă cine este Iisus? Voi cu instrumentele, cu cântarea, cu prezența tuturor de astăzi, în biserica de aici, se spune Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De aceea sunt bucuros, sunt fericit, trec prin țară într-o perioadă scurtă, n-am mai fost în luna ianuarie niciodată în țară, de când am plecat de 46 de ani, dar sunt bucuros să văd în această perioadă în urmă cu recunoștință lui Dumnezeu. Vă văd activi, vă văd pe baricade, vă văd unde vă este locul. Acest moment istoric în planul Mântuitorului și a generație de în urmă. Îl văd pe Timotei pe aici, îl văd pe Titus pe aici, îl văd pe Apostolul Pavel pe aici și vă văd pe toți. Într-o armată în care este un singur comandant, n-a pierdut nicio luptă și a zis că n-a plecat de la noi. Se uitau cinici spre el. Și parcă și eu și plâns. De ce te duci de la noi? De ce pleci? Ne-a adunat de la pescărit. Ne-a adunat de la oi. Ne-ai pus împreună. Și acum de ce pleci? Se uitau spre el. El n-a mai zis nimic. Dar a fost o confirmare de niște îngeri. Nu mai plângeți. Mă întorc înapoi. Vin după voi. Nu v-am lăsat singuri. Mă întorc după voi pentru că voi sunteți singura comoară pe care m-am coborât, pentru care am suferit și iată biruitorii Domnului Hristos sunt de generația de astăzi. Mă amintesc de Cornel. A rămas un model când l-am cunoscut. Mă amintesc de multe lucruri pe care le-am crescut în București și în special prin familia fratelui Onoriu. Sunt onorat să pot fi prietenul lor, să fiu invitat în această seară, să fiu în București, pe care eu l-am părăsit în 78, când m-au deportat de aici, și să văd în București. Și această zonă frumoasă, un centru șușelulă, în care Hristos este tot mai activ, mai prezent, mai real. De aceea, fiți binecuvântați lui Dumnezeu! El este aici. Pentru că este aici, eu mă smeresc și vreau să-L înalț pe El. Poate că m-am întrebat de ce sunt în țară. În primul rând, v-a dus salutări din zona pe unde ultima dată, din orașul Portland, unde am început cu ajutorul unui biserică aceea, Philadelphia. V-a dus salutări de la bisericile din Canada, British Columbia, Vancouver, Vancouverul din statul Seattle. Salutări din Portland, salutări din Atlanta. Salutări de pe coasta de vest, east și nord. Al acelăși biserici ca și aici. Domnul este acolo, Domnul este aici și Domnul rămâne ceea ce a zis, sunt cu voi.
A zis și a făgăduit atunci când înainte a pleca, noi avem o misiune aici în lumea aceasta, duceți-vă, duceți-vă, învățați, botezați și voi fi cu voi. Vreau să știi toată adunarea de aici, că Dumnezeu este cu noi, este printre noi și a zis, n-am să vă las niciodată. Fiecare creștin la generație de astăzi, tineri, astăzi când această perioadă, îmi găsesc în mersul celor 87 de ani și călăresc cu Domnul de la vârsta de 19 ani. Dintr-o familie de atei, m-au bătut, m-au scos afară, m-au arestat, vreau să-mi bucurești pe bulvarul Plevnei, aici o perioadă. Am trăit momente în care este imposibil să reziști, dar cu Dumnezeu, în numele Lui, noi suntem mai mult călătoritori. Nu vin să mă plâng ce s-a întâmplat, ci vin să-L onorez pe Dumnezeu la vârsta mea, să vă aduc salutările de unde v-am spus, dar curente salutări vi le aduc în mod special de pe câmpul de misiune. De 12 ani de când biserica din Philadelphia a fost înghițată fostului meu colaborator în orașul Poland, călătoresc în toate colțurile lumii. În această perioadă v-am transmis, cred că când au ajuns anumite mesaje, să știi tinerii din deci, din această biserică, să știe toate generațiile care ne ascultă. La porțile anului 2024 se așteaptă cel mai mare semnal din univers. Vine, vine cu siguranță Domnul. N-are aici nici Palatul, nici Washingtonul, n-are această lume nici Națiunile Unite, nici Europa Unită, ci are aici o biserică unită, pe care n-a părăsit-o, pe care o susține și care merge din putere în putere. M-ați binecuvântat să aud aceste cântări, pur și simplu, la vârsta mea, dacă aș fi avut aripile acele spirituale și zbura printre voi, că să-L pot onora pe Dumnezeu, că în această perioadă în care ne găsim, există tot mai puternic, tot mai real, tot mai glorios. Și când văd aceste instrumente, aceste mâini, care se mișcă pe aceste coarde sau pe clapele unui acordon sau pe acea o mică orgă, îl văd pe Dumnezeu cum lucrează în oameni și cum îi văd cum cântați aici. Cerul se bucură. Domnul și onoarea. Și noi, bucuria. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate lucrurile cele vechi s-au dus. De ce cred? Că noua generație crește și se mărește Dumnezeu prin ei, pentru că timpul cel mai scurt este aproape. Urmez în ultimul timp de nopți de veghe personale. Cunosc unul din liderii mișcării din Palestina, un criminal, un general, un miliardar. S-a întors la Domnul Hristos. Și într-o noapte a dat prima declarație în fața unui evreu mesianic, plângând de dor pentru o altă țară. Ierusalimul de sus este mai real decât ceea ce vedem noi aici. Ierusalimul de sus este cetatea finală în care tu și eu, voi toți ne vom revedea. Până atunci, o să mă întrebați, aș vrea să vă spun că am câteva motive să vă bucuroși și mulțumesc în mod special fratelui Costel și fratelui Puiu, pe care m-au invitat să fiu seara asta aici. Trebuie să fiu în altă parte, dar m-am simțit ca la început, într-un colț de rai, cu dumneavoastră împreună, în cântare, și ceea ce apreciez în mod special, modul în care vă călăuziți ca o adunare a lui Dumnezeu, purun care slujiți și disciplina spirituală care domină și o văd din plin în acest loc pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. M-am întors în luna
noiembrie din insulele Filipine. Călătoresc în toate corțurile, India din sud în nord, până la poaltele munților Himalaya, China, Malezia, Indonezia, o parte a Chinei. În China aveam nopțile acelea și tineri ca și acești tineri, ca și frate din față, ne întâlneam la ora 2 în Beijing, pentru că acolo s-au adunat și tineri, prigoniți de sistem. Dar veneau să învețe Evanghelia, să părăsească China, să plece în Mongolia, peste tot, să știe toate popoarele, Hristos este la porțile când va veni. Dar nu vine după o biserică obosită, după o biserică care se pare că trage în pensie, după o biserică dinamică, biserică activă, biserică în care se cântă, se laudă, se așteaptă. De ce? Că vine și vine cu siguranță. Am avut harul să continui să văd toată America Latină, până jos în Uruguay. Am călătorit cu un singur scop, să-L văd pe Domnul, să-L văd cum lucrează în Brazilia, la Consiliile Mondiale al Tineretului, în Singapore, la modul în care Dumnezeu a reușit prin frații în vârstă, pionierii mișcării, să transmită în mod biblic, în dragoste, misiunea generației care sunteți voi cei mai tineri de aici. De aceea sunt bucuros să pot să vă salut cu bucurie de pe câmpul de misiune. Acolo, ca și aici, se cântă, se așteaptă. În data de, în aprilie 26 până în mai 8 am petrecut-o pe în insulele Filipine. Filipine este o țară cu 7.000 de insule locuibile. În Zamboanga de Nord am ajuns cu un grup de români. Aș vrea să văd pe toți acolo. Formăm o nouă echipă și vă aștept să veniți cu noi. După ce am predicat la o închisoare, 270 de arestați acolo, unii pe viață, cu termeni diferite, s-au ridicat 57 dintre ei să decidă să întoarcă la Domnul. M-am întors din nou la ei în noiembrie. Guvernul de acolo ne-a aprobat să-i botezăm. Guvernatorul, devenind un creștin evanghelic, ne-a dat voie să intrăm acolo. Și în loc de 57 am botezat în data de 9 noiembrie 109 persoane, dintre care două femei arestate și 107 noi slujitori lui Dumnezeu. Unde? Într-o închisoare. Porțile închisorilor nu sunt închise pentru Evanghelie, ci sunt închise pentru cei care și-au închis inima să primească pe Domnul Hristos. Un asemenea eveniment mă face să fiu încurajat la vârsta mea. Citesc fără ochelari, aleg neobosit, nu pentru că eu sunt, ci pentru că El este. De aceea încurajez generația de astăzi. Nu știu când mă va mai ține Domnul, doar mă cu o singură companie, Delta, am peste 2 milioane de mile, nu kilometri, de mile. Pentru că mă uit și văd. Îl văd pe Dumnezeu și uitându-se la noi. Dumnezeu nu are nimic în lumea aceasta decât are o biserică, are o adunare. Și sunt conștient, așa cum vă văd aici, că sunteți toți parte a evenimentul final. El va striga, veniți, fiți gata. Spunea prorocul 42:6 din Ieremia, fie bine, fie rău, noi vom sluji pe Domnul Dumnezeu. O astfel de generație vă văd aici, activ, dinamici, plini de energie și aceste energii nu sunt de la oameni, ci sunt de la Dumnezeu dăruită nouă,
ca să putem fi ceea ce trebuie să fim. Nu vin cu filozofii cu care v-aș îngărca memoria și va descărca inima. Dumnezeu are nevoie de capul nostru, dar El nu vrea să umblăm după cap. Sunt o generație să absoarbă noi cunoștințe, să învețe, universități, nu e rău, la școală cât mai multe. Dar școala se încarcă mintea, memoria. Dacă nu se încarcă inima, este o boală care se numește în limbajul nostru creștin evanghelic capsomania, capul mare, inima mică. Dumnezeu are nevoie de capul nostru, dar are nevoie să locuiască într-o inimă în care este Domn și Stăpân. Toți vorbim de har. Și harul, zice, spuneau Apostolul Pavel prin Tit, capitolul 2, versetul 10, scrie foarte clar. Harul lui Dumnezeu s-a dat să cântăm, să citim Biblia, să slujim și să fugim. Ne învață să trăim cu cumpătare, un creștin să fie foarte echilibrat. Well balanced. Foarte ușor și perfect balansat. A fi creștin înseamnă, în mod real, un trecut iertat. Frate amintea, e acoperit, e uitat, dar are o altă formulă, prezent e binecuvântat. Dacă ești binecuvântat, slăvește-L. Și partea a treia, dacă ești iertat, ești binecuvântat, ai viitor asigurat. Prin cine? Prin Domnul Hristos. De aceea, generație tânără, fiți gata să mărturisiți pe Domnul Hristos, în primul rând, un mod de viață creștinesc. Dragostea lui Dumnezeu este dăruită, dragostea este o forță activă. Ai primit dragostea, trebuie să o dai. Nu poți trăi pentru tine. Mi-amintesc în anul 1900, cred că era 58, eram arestat aici pe bulvardul Plevnei, m-a trimis fratele meu, care era colonel în armată, să stau aici, sub tensiune, sub amenințări. Nu cumva mă va convinge să părăsesc pe Domnul Hristos. Într-o noapte, în octombrie, într-o toaletă simplă de atunci, o singură hârtie coborea de pe un lanț jos și pe ea scria: în 19 martie, la ora 1, vin la tine. Ca tânăr copil, aveam 19 jumate, 20 de ani, am uitat de acea perioadă. În ziua aceea, eram acolo, că eram niște, cum zice, maltar, în niște găleți, cineva fuge după mine. Tu ești pop, eu sunt. Urgent. A dus într-un birou un general la Tribunalul Militar din București. M-a chemat acolo, s-a uitat la mine. Măi, băiatule, tu nu ești pentru noi, nu suntem pentru tine. Întreba pe cel care m-a dus până acolo, zice, are ceva haine civile? Are ceva, o salopetă aveam cu care m-a luat. Se uită la mine, bagă mâna în buzunarul stâng, scoate 70 de lei atunci și mi-a dat să plec. Am trecut pe prima poartă și când am trecut la poarta a doua, era 19 martie, la ora 1. Dumnezeu se țin de cuvânt. Fiecare dintre noi nu trebuie să umblăm după minuni. Cea mare minuni pe care o văd la ora actuală, că tu ești aici. Că nu ești în altă parte. Singurul loc unde poți avea garanția că ești un copil al lui Dumnezeu, este casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu înveți, exact ca într-o clasă. Știți ce spunea Iacov? S-a culcat, obosit, pe o piatră, fugă de, că vor urma fugă de fratele său de Esau, și la urmă zice, eu n-am știut
că este casa lui Dumnezeu. Drag prieten, dacă ești aici, dacă te afli aici, fii sigur, singura casă care are Dumnezeu este biserica lui. Ești aici, în casa lui Dumnezeu, nu numai să asculți, ci să primești și apoi să trăiești. Cred că cea mare minune pe care o văd la această vreme, după în acea noapte, 1956, septembrie 17, la ora 8 fără 10 seara, Domnul mi-a schimbat cursul vieții. Acea noapte, acel timp, mi-a arătat mie atunci un copil crescut într-o familie cu 10, am arătat în viață 7, atunci m-a convins Dumnezeu cine este El. Și poate că unii ați auzit, poate ați mai puțin, la un colț de stradă, la un semafor, la o intersecție de drum, trebuia să continuu din stânga, în mod neașteptat apare o persoană foarte înaltă lângă mine, m-am speriat. În acea perioadă, în orașul Hunedoara, se construia combinatul siderurgic din Hunedoara și erau mulți aduși acolo să muncească și crimele erau la locul lor și se judecau public de tribunale militare anumite crime făcute în orașul Hunedoara în acea perioadă. Cum ajuns eu la colț? Plecasem de la o oră de serbare unui grup de tineri cu o prietenă, o nemțoaică, care era o prietenă atunci, și o întreb dacă Margareta vine mie acasă, și eu rămân aici, rămân acolo și am plecat. La acel colț de stradă, la acea intersecție, la acel semafor, persoana care vine în stânga mea, ajung lângă mine, nu m-a întrebat nimic, m-a prins de o mână. Și acum, după 67 de ani, îi simt și văd mâna. Mi-a ordonat în mod executiv. Nu mă întreba, n-a să afli nimic după mine. În mod forțat, ca unul care era să fie executat după mine. M-a dus 500 de metri spre o stradă îngustă și azi o țin minte, atunci avea numele Ilia Ehrenburg, numărul 11, ajunge în fața unei clădiri vechi, cu porți de lemn înalte și vrea să-i deschidă poarta cu mâna stângă, când a ajuns să pun deschidă poarta, să deschidă, iar s-a închis. Eu de frică am început să plâng și să încerc să evadez din mâna lui. Am scăpat din mâna lui și am zis, mă duc noaptea în piața de Hunedoara. Dar acea noapte încă piața era deschisă, vindeau fructe, oltenii vineau să aducă produse pentru muncitori de Hunedoara și când am scăpat de el, n-a durat decât parcă câteva secunde, am fost iar în mâna lui. M-am întors înapoi și a deschis poarta. Când s-a aproape de poarta, s-a deschis singur. M-a băgat într-o clădire. N-am văzut-o, n-am cunoscut niciodată. Și am început să plâng și mă sper de el. Nu mi-a spus nimic, m-a forțat după mine. Când era în acea clădire, mai târziu am aflat că era un cer de rugăciune, mi-a numat 9 bănci. Cum intram exact în partea aceasta, numără 9 rânduri și când m-am dus la 9-lea rând, parcă am încremenit, m-a apucat pe om și zice, începi să te rugi, să te rogi. I-am spus, niciodată nu m-am rugat, nu știu să mă rog. Și m-a forțat pe umeri să-mi plec genunchii. Când am atins, conștient, încă în mod real și fizic, că picioarele în genunchi mi-au atins podeaua acea rece de scândură veche, eu am dispărut din viață. În acel moment, de aici începe ceea ce vor să fie ca o mărturie pentru generația tânără. N-am mai văzut nimic, n-am știut nimic. În acea imagine apare un miel născut. Exact cum se naște o oaie, un miel umed. A pus mâna pe el, mângâindu-l, și s-a transformat într-un copil de 6-7 ani. În timp ce mielul se născuse de pe partea de sus, un drum de aur,
cam 3-4 metri lărgime. Vine o persoană legănându-se, îmbrăcat parcă totul într-un o lumină greu de să se vezi față în față. Când i-am văzut prima dată urmele la picioare, parcă erau ca argintul. Și a strigat, vină după mine. Am plecat, el a dispărut. Am ajuns de jos sus pe cel drum care vine el. Și în partea dreaptă erau niște ființe. Nu le vă pot explica. Nici natura noastră umană n-am văzut, n-am auzit. Și am încercat plângând să le întreb. Voi ați fost de unde vin eu? În acea imagine eram un copil de 6-7 ani. Complet, nu mai am văzut picioarele care le am normal fizic și erau cum este portocala aici închisă la culoare. Mă uitam, mai vedeam și mâine numai de mine, mi le-am mai văzut. Și cea de îndreaptă îmi spune, nu ești chemat să întrebi, ești doar chemat să vezi. S-au dis niște nori, cade aur, s-au dis stânga și în dreapta și am întrunut în spațiu în care vei fi, vom fi. În acel moment a apărut în fața două ființe. Nu le vedeam, oricum ai fi călcat cu piciorul în poziția verticală, nu simțeai că ai ceva solid sub picioare. Te mișcai în acest cosmos infinit. La cer nou, într-un cer nou și într-un loc nou. M-au condus într-o zonă în care eu plângeam de bucurie. Nu știam de ce sunt acolo. Nu am înțeles de acolo. Și în momentul ce privește spre dreapta, când privi spre dreapta, un cor enorm, greu de numărat, parcă erau milioane de ființe, striga, să se cânte, împăratul vrea să intre. Da, m-am întat și am venit în partea dreaptă, în fața acestui cor, acea ființă, a cărui strălucire și cununi, era greu să te poți să le privești, ca un copil la frică. Copil într-o altă natură, nu acea fizică în care noi normal avem gândirea noastră, a trecut în fața corului și i s-au închinat fără cuvinte. S-au închinat și a dispărut. A dispărut fiind aceste două ființe, m-au condus într-o altă zonă. La o masă de aur, știam că era aur, mărimea mea, ca și copil, abia mi ajungea barba la colțul acelei mese de aur. Și în jurul acestei mese erau ființe care nu le-am cunoscut, cea de la colțul mesei. M-a chemat și m-a întrebat, știi cine sunt eu? Nu. Eu zic din nu. Eu sunt Daniel. Vei afla despre mine în vechile cărți. Le vei citi. A dispărut această imagine și această imagine a dispărut într-un spațiu zburai. În timp ce se zbor, ființa din dreapta mâna, privește spre dreapta. Privind spre dreapta, simt cam că niște zori de lumină care te topeau. Încercam să-mi păstrez modul în care eram în acea stare și la un moment dat, o distanță apare într-un mers care nu poate fi descris. Într-o imagine greu de înțeles pentru noi care suntem pe aici. Și am început să plâng, să mă tem. Nu te teme. Cea ființă care era lângă mine, nu te teme. Nu m-am temut, dar am plâns. Și când apare la o apropiere de mine, mi-a strigat atunci. Uite, când mi-a strigat, am simțit că mă desfac complet. Even, chiar dacă e acea natură diferită. Eu sunt cel ce sunt. Dacă mă vei asculta, mă vei întâlni, în timp ce strigat ființa de lângă mine, mi-a spus să-l cunoști, nu. El a zis, eu sunt cel ce sunt,
sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, de astăzi Mântuitorul tău. Când ești așa ceva, a dispărut la fracțiuni de secundă și în acest cosmos, în spațiu, care nu poate fi deschis, deși comunică mai multe limbi străine, niciuna nu mă ajută să pot explica modul în care este constituit natura noastră dincolo de granițele ființe umane. M-am trezit de un moment dat, după ce el a plecat, într-o altă zonă, înspre stânga acestui spațiu, și m-am uitat cu cei care m-au două ființe. Era urlete, gemete, flăcări. Și am început să plâng că nu le mă pot uita spre ele. Mi-a spus, nu te teme, nu sunt pentru tine, pentru cei care mă vor. Unii îi cunoșteam din viața aceasta umană și nu-i pentru tine. Știam că este un colț al pedepsei, al iadului, atunci. Aceasta s-a terminat și în acest bor, în mod normal, a început să coboare cu cele două ființe care au fost cu mine. Am început să plâng, am știut că vin jos și că nu rămân acolo. Când am ajuns, aproape să ating pământul. Mi-a strigat cea din dreapta. Du-te și mărturisește. Ne vor revedea. Nu acum. Ne vor revedea când te voi chema. Din acel moment dat, m-am trezit în mijlocul acestor o sobă de fontă cu trei bătrâni și trei femei și un bărbat în vârstă. Și în timp acesta m-au înțepat cu ace, crezând că este o moarte fizică sau este o criză. Și una dintre surori a avut o vedenie. Nu, l-am chemat să mărturisească. 45 de minute n-am mai putut vorbi limba mea, n-am mai putut să stau pe loc, aș fi zburat, vorbeam într-o limbă care m-a speriat de mine, de ce nu pot comunica, de ce nu pot spune celor care sunt lângă mine și ceva. Ei plângeau, eu plângeam, nu puteam vorbi, iar ei se mirau. Ce să era botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi străine nu este o poveste, ci este o realitate. Duhul Sfânt deseori se folosește noi în afara gândirii noastre, când natura noastră umană e supusă lui Dumnezeu, Duhul Sfânt preia în rugăciune, în nevoi, nevoile noastre, le duce la tron. De aceea, de atunci, acea imagine, acea experiență mi-a rămas astăzi și acum mă întorc de la vocea Evangheliei din Suceava, unde vreau să scriu pentru copiii mei și pentru cei care m-au cunoscut că există o realitate. Biserica este a Domnului Hristos, poporul este al lui Dumnezeu și pentecostalismul nu este ceea ce spun oamenii nebatjocoresc, ci este o forță divină a lui Dumnezeu prin vedenii, prin prorocii, prin îndemnul care le dau aici. Zice Scriptura că El le face pe toate de minune. Sunteți o minune în zona în care vă găsiți, ca și biserică, ca și popor al lui Dumnezeu, sunteți o minune pentru lumea de astăzi, dar sunteți o comoară pentru Evanghelia care ați primit-o, pe care o predicați și pe care vă sfătuiesc să o și trăim împreună. Un astfel de Dumnezeu, vrea să fie și Dumnezeu tuturora, vrea ca această generație tânără care cântați, să cântați până vină El. Dumnezeu nu are pensionare. Când Domnul te pensionează, nu te ține aici, te mută sus. Că mai bine sus decât jos. Dumnezeu are în această perioadă din istoria noastră, se arată pe deplin, zorii apariției Lui sunt tot mai aproape. De aceea cântați, de aceea strigați și fiți modele, să fim modele. Cei care ne întâlnesc, a fi creștin înseamnă avea speranță. Toată lumea are 5 simțuri. Auzi, văz, miros, pipăit și gust. Ești numai omul.
ca să fii creștin, este la 6 la simț. Credința. Fără credință, nimeni nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Dragi tineri, nu trăiți în îndoiele. Nu trăiți cu speranța că doar mama și tata mă ipocăiți să fiu și eu. Fii pocăit. Pocăit înseamnă un om iertat, un om binecuvântat și cu viitor asigurat. Un creștin este ca o dinamită. Și harul lui Dumnezeu și apostolul Pavel în Efeseni acolo și acolo fiți încălțați cu râvna Evangheliei. Râvna nu este în gură, ci este în picioare. Încălțați, nu știți că nu încălțăm la gură, încălțăm la picioare. Râvna pentru Evanghelie se pusă în picioare. Cât o știi, două în familie, două la școală, două unde duci și fii gata să răspunzi oricărui îți cere de ce nădejdești în tine. Mă bucur că vă mișcați, mă bucur că cântați, mă bucur că slujiți pe Domnul într-un mod dinamic, activ și fiți slăviți de Duhului Sfânt. Încă o dată, râvna nu este în gură. O ai, mișcă. Dragostea care este noi este ca un fel de foc care arde. Dacă nu-l duci, te arde. Dacă nu-l duci, degeaba ai. Dragostea înseamnă dragostea față de Domnul Hristos și dragostea aceasta te învață. Cu ce blând să fii blând. Cu ce care sunt nevoi, răspunde nevoilor lor. Și tineri generații de astăzi, știu cu ce vă confruntați. Știu pe unde stăți în școli, la nivelul educației, fie elementare, fie învățământul superior, oriunde vă găsiți. Fiți ostași. Fiți gata să răspunzi oricând vă cere, dar cu frică și cu teamă. Răspunde lui Dumnezeu cu viața. Aș vrea să vă spun că sunt nespus de fericit să pot afla cu bucurie peste tot. Am uitat în Uruguay, la Convenția Mondială a Tineretului din Singapore. Am frecventat în câteva întâlniri directe cu Yang Yichou din Coreea de Sud. Biserica care are Full Gospel Youth Church din Seoul, Korea, are aproape 1 milion de membri. Se adună de 5 ore, de la ora 5 și jumătate, nu au parcare, ci este un proces enorm de bine stabilit, vine autocarele pe o parte, îi aduce, iar pe cealaltă parte îi duce până în zonele unde au parcări mașinile. Deci mișcarea evanghelică este cea mai puternică forță la această perioadă din istoria noastră, când se pare că toate lucrurile merg pe rău, singurul care merge bine este biserica. De aceea, când vă văd aici, niciunul, la apelul final, să nu lipsiți. Nu lipsiți. Se merită. Se merită să fii pocăit. Se merită să slujești pe Domnul. Se merită să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu sta pe loc. Ești la școală. Dacă nu poți predica, arată-te prin modul cum te comporți pe orizontal cu ceilalți. Fii o flacără aprinsă. Fii gata să spui cuiva, într-un loc sau altul, ceva, cine ești. De ce ești ce ești? Și dacă ești ce ești, spune cuiva să fie și el cu tine. Cu tine aici, la slujbe biserici, cu tine aici, la bine și la rău, dar în final, cu Dumnezeu. Știu că vreți, deseori vin oameni pe la dumneavoastră și poate vin cu educație înaltă. Mi-am făcut toată educația posibilă în viața mea la vârsta, dar nu sunt un filozof, sunt un creștin modest. Nu vin să impresionez, să încarc mintea nimănui cu noi documente sau cu noi dovezi. Singura dovadă că Biblia este reală este că sunteți aici. Singura dovadă că biserica, unii ne acuză, biserica a început, e slabă. Cea mai puternică forță în univers este Biserica Domnului Hristos. De ce? Pentru că cu noi, e unul care a biruit totul. Numele Lui este Domnul Hristos.
De aceea, cine vrea să fie misionar, contactați-ne. Noi lucrăm pe gruparea Romanian Global God's Provide Ministry. Românii sunt angajați global. Zburam spre America, spre sudul Africii, Johannesburg. În timp ce cobora avionul în avion din Germania, mă uitam pe niște clădiri, nume de mici instituții sau atelier de repara mașini cu numele românesc. În toate colțurile, sunt 32 de ani, într-o conferință mondială mă striga un mare om de teolog, la care eu după aceea am făcut family counseling 5 ani acolo, am strigat, Pastor Nicky, eu eram acolo, în perioada când și mă strig în public. Mi-a spus Domnul să-ți spun, Biserica Română din România va fi o flacără aprinsă peste toate colțurile lumii. Sunteți o flacără. Nu vă poate stinge nimeni. Au încercat vremurile să vă stingă. Dar Dumnezeu a fost aici. Este cu voi. Fiți aprinși. Fiți plini de râvnă. Nu veni în bucurie, în biserică, stai ca un pipirig în biserică. Dacă nu poți făcea, măcar bate din palmi în cinstea Lui. Fă ceva pentru Hristos. Fii o dinamită, fii un creștin activ. Biserica n-are adormit să veniți aici să credeți că, mă duc să mă odinic, e cald, e plăcut. Dinamic, creștinism, creștinul este un om, o ființă dinamică. Că ceea ce este noi nu este în lume. Ceea ce este noi este Dumnezeu. Ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat râvnă, ne-a dat călăuzirea. Eu am obicei să mă uși la ceasă și la cât încheiați noastră. Nu aveți un ceas aici? Să văd cum cântați. Sunteți mai mult decât am fost ultima dată când am fost aici la dumneavoastră. Dar sunteți mai mult decât credeți dumneavoastră. Mă bucur de generația tânără. Pur și simplu, mă uit cum cântați, mă uit cum vă văd de plin de râvnă și știu lui Dumnezeu, i-am spus. Treceam peste Oceanul Atlantic, din Londra spre America. Eram cu fratele meu, nepocăit. Acel avion, la anumită înălțime, de 11 km înălțime, sau 12 era aproape, a început să aibă niște zone de furtună și el era în spatele meu, Ilie. Și au început să se sperie oamenii, au căzut bagajul, deschis bagajul, au căzut peste oameni ce aveau acolo. Și fratele meu se uită la mine, păi mă, tu ești liniștit. Tu nu vezi, măi, ție nu-ți pasă? Măi, Elie, eu zic, dacă se întâmplă ceva, îi merg sus. El zice, da, ți-i spari mic cât îmi e sus, dar eu merg la balene. Jos, în ocean. N-am ies în ocean. Am venit înapoi la Portland, am sponsorat în 1985, s-a îmbolnăvit de cancer, ne-am rugat, e sănătos și s-a pocăit. Pocăința era atunci în școală, când am fost, îmi amintesc de anii de studenție Timișoara, București, Cluj. Pocăința era atunci ceea ce acum este o onoare. Atunci ne aruncau cu o cară peste toți. Dar însă pocăința a rămas cea mai frumoasă formulă. Și Domnul Hristos la început ne-a dat în istorie prin Ioan, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie că împărăția Lui este aproape. Vă lasă în mâna celui ce v-a adus în biserică, vă lasă în mâna celui ce să vă țină în adunare și biserica este nu acea stătătoare, cea care se mișcă. Exact ca organizație, ca un dinamism. Deseori, dacă nu pot să cânt, pentru că nu am avut niciodată voce, am încercat în copilărie, la vârsta de 19-20 de ani, și m-am pocăit, să-mi cumpăr un acordeon. Pe tot când îi vedeam, la atunci nu erau ceea ce cânt aici. Rar vedeai o vioară, dar era câte un acordeon. Plângeam de bucurie că cineva așa îi sândă. Era frig, mi-am vândut paltonul să-mi cumpăr acordeon.
Stai și vreau să cânt cu toate sacrificiile. M-a luat cineva pe un câmp cu animal la păscut să mă învețe să cânt. Acordeonul eram, l-am cumpărat, haine n-am mai avut și oricât ar fi încercat, când încercam pe clape, nu mai puteam bate la decoace. Încerca cu mâna cu stânga, urlam cu oricum și am văzut că muzica nu e pentru mine, dar muzica e pentru voi. Talentați sunteți, Domnul să vă lumineze. Și cântați și spuneți întregii lumi, cântăm de bucurie, avem viitor. Toți priveați spre America, eu am fost forțat, deportat să ajung acolo. Acum toți priviți înspre America. America este la ora actuală una dintre cele mai confuze țări, din punct de vedere moral, politică bolnavă, avem un președinte, noi îl numim Bidon, nu Biden, a distrus moral țara, a distrus moral economia țării, dar creștinismul este la ora actuală tot mai activ. Mă bucur de bisericile române, biserica din Poland, care și nu v-am spus când cu altă veste pe care vor să o știți și dumneavoastră, din anul, acum 2 ani, vor fi 3 ani, am decis, când mai sunt prin America, să facem o nouă lucrare. Ne-am mutat cu o nouă lucrare în Las Vegas. Las Vegas e cel mai turistic oraș din lume. Las Vegas are 15.000 de români. Și am început din nou biserica acolo cu 3 români, cum am început-o la Portland. Ne rugăm pentru neamul românesc de acolo, ne rugăm pentru salvarea lor, dar nu suntem decât o trâmbiță. Dacă n-aș putea predica, aș urla ca un om, chiar că și fără minte. Strigă ceva, spune ceva, unde ești, pe Hristos. În iubirea lui veșnică, te așteaptă pe tine, mă așteaptă pe mine. Fii gata, plătești prețul, numai cât ți-a pus pe umăr. Nu ai atunci niciodată mai mult decât ți s-a dat. Ultimele din frații mei, din cei 10, 3 români de tineri, 5 s-au întors la Domnul. Colonelul nu s-a întors niciodată. M-am dus la el cu câteva luni înainte, zânelul este vremea să se aduce aminte, dacă mă pocăiesc, mă pocăiesc cu Dumnezeul unichii. Nu trebuie Dumnezeu, Dumnezeul tot trebuie să fie. Nu s-a pocăit, a trecut. Dar mi s-a pocăit cel la 5. Prima dată tata, după 10 ani, mama după 12 ani, frații mei după 15 ani, toți au fost loviți de cancer. Toți loviți de cancer sunt dați slujitori. Cancerul este uneori final, dacă Domnul zice, vină acasă. Atunci nu te opri, când te poate opri nimeni. Dar dacă este un mod de încercare, fă tot ce poți, fă tot ce știi, dorește tot ce poți lui Dumnezeu. Vă aștept pe malul dincolo. Vă aștept în misiunea. Biserica Philadelphia, de unde am slujit, pe care Domnul mi-a pus să o formez ca și cele din Atlanta, au zis să aduc tuturor salutări pe care îi voi întâlni. Unei voi fi, dar în mod special de pe câmpul de misiune. Să știți că pe câmpul de misiune noi hrănim pe filipinezi, adunăm bani, le cumpărăm orez. Ei nu au nevoie de clădiri, le facem ca un șopru, așa spun românești, șopru, da? Șopru. Niște acoperiți, ca să nu-i ploaie permanent, le cumpărăm orez, se adună pentru orez, ei mănâncă orezul cum avem nevoie de pâine, cu mâna. Au un tip de orez special, îl fierb și mănâncă. Deseori fără sare, fără nimic, oamenii sunt săraci din cauza condițiilor în care este clima acolo. După ce le-am oferit acest orez, 1.000 de kilograme sau o tonă costă $1.000. Noi împărțim banii, cumpărăm și le dăm să mănânce. Timp ce mănânci, noi le predicăm. Unde ei se hotărâsc să întoarcă la Domnul și le formăm o mică grupare. Le facem o căsuță, le cumpăm scaune de plastic și începem să-i vizităm. Îi vizităm și la ora actuală s-au căsuit în ultima perioadă. Am fost cu 30 de tine, din România, din zona Bucovinei, din alte părți ale lumii și am câștigat acolo o mare biruință. Botezul nou testamentat în închisoare, am reparat 19 case,
pus pe plan de lucru și s-a stabilit două noi biserici pe munți și pe văi. Este lângă ocean și lângă ocean trăiesc mai mult cu orez și pește. Și Petru mânca pește, eu nu mănânc pește, n-am mâncat niciodată pește, dar peștele pentru ei e hrana de bază și orezul. Rugați-vă pentru mântuirea altora, dar în mod special, mântuirea națiunii române, pe care cer ca Domnul să toată țara să o trezească prin dumneavoastră, prin tine și deja, dacă aș putea să cântați pe străzi, porniți ca o armată, să știe cineva, vecinii și prietenii, Hristos este cu noi și dacă este cu noi, biruința e sigură. Fie că veniți în misiune, fie că veniți să vă angajați, dar mai mult decât toate, dacă nu plecați, plecați pe aici. Dacă nu puteți pleca, stați aici și aprindeți focul. Și l-ați aprins și lasă să ardă. Să ardă prin cântare, să ardă prin rugăciune, să ardă într-un mod în care noi trăim pentru viața de astăzi, pentru cea viitoare. Cel ce va păstați este Dumnezeu. Când va apare cartea, sper să o termin poate în două luni de zile, o să o aveți poate și în limba română și în limba, nu pentru că am să-mi scot în evidență special, arătându-i generații de astăzi. Că Hristos este mai, pentru mine fizic, ca persoană, e mai real Dumnezeu cât aș pune mâna pe ăsta în von. El există, este real și dacă este real, un asemenea Dumnezeu a zis, sunt cu voi. Fii conștient, dragul meu tânăr, slujește-L pe Dumnezeu. Dă-ți tinerețea. Renunță la anumite lucruri. Fă-ți un fel de a trăi. Cenzurează-ți gândurile străine. Cenzurează-ți pretențiile străine ca și Pavel. Îi spune lui Timotei, măi Timoteie, uite la mine. Aveți modele în biserică, aceasta de aici? M-am bucurat de Timotei, tatăl lui fratele Cornel, care l-am cunoscut cu 10 de ani. A fost un pentru mine, la prima mea impresie, a fost o unealtă a lui Dumnezeu specială. Regret că a plecat mai repede, dar au plecat unde l-a chemat Dumnezeu. În speranța că unii veți veni cu noi în misiune, veți face ceva pentru misiune, vă aștept în misiune. Misiunea nu este în Filipine, dar marea misiune o veți în orașul București. Dumnezeu să vă întărească, să vă binecuvânteze. Și încă o dată, mulțumesc doar pentru gazda mea care este din București, fratele Ștefan Movilă, totdeauna m-au luat la aeroport, m-am bucurat cu ei. Mă bucur, frate, pui să vă văd, fratele de seama Costel, văd, mi-a spus că sunteți copiii fratelui Cornel și văd aici într-un mod în care eu personal sunt bucuros cum vă organizați. Este o disciplină, este o ordine și o biserică în care Domnul este real. O biserică în care văd că veniți și dacă veniți, Domnul să vă țină aici, activ. Toate surorile au o misiune, toți tinerii au o misiune. Toată biserica are misiune, una, proclamați în numele Domnului Hristos. Singurul care a zis și rămâne real este cu noi. Dacă este cu noi, ai viitor. Și viitorul nostru este împărăția glorioasă pe care a pregătit-o ca și nouă, ca și tuturor de aici. Domnul să vă binecuvânteze. N-am puteam să iau anumite, dar cel mai mult plăcut model pentru mine, să nu vin să vă impresionez cu texte, cu curente care au apărut la ora actuală. O să vin cu anumite teme speciale. Tema mea specială este aceasta. Iubește pe frați. Încurajește pe frați. Biserica are nevoie de încurajare. Și încurajarea o duce în primul. M-am bucurat la timpul de rugăciune. Fantastic. La timpul când slujiți prin cântare. Fantastic. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că văd la ora actuală între dumneavoastră, cu dumneavoastră împreună, pe Dumnezeu în mod real. Care v-a adus este El. Care vă ține este El. Și care să ne ajute împreună să ne revedem cu El. În glorioasa Lui împărăție. Amin.